Bună, fădător! Dacă vreți să vedeți cum am realizat această coafură, rămâneți cu mine și o să vă arăt cât de simplu este. Vocea mea este peducă, nu prea este stilul meu, dar sper să vă placă vouă. Și în caz că vă pregătiți sau vreți să mergeți la o petrecere, o ocazie, ceva special și nu aveți să ajungeți la stilist, atunci urmăriți acest tutorial pentru că se realizează foarte simplu. Eu nu am folosit decât două elastice și câteva agrafe, chiar nu am folosit nici fixativ pentru aceste coafură, pentru că vreau să fug după aceea și trebuie să am părul drept. Bun, și vom începe până a pieptăna foarte bine părul. Vrem ca părul să nu fie deloc încălcit și vom realiza în partea din spate, pornind de la ceafă, o împletitură olandeză. Dacă nu știi să faci o împletitură olandeză, eu vă explic acum, pas cu pas, cum se realizează această împletitură. O să-mi cer scuze dacă tușesc pe partea audio, însă îmi va fi practic imposibil să realizez această parte audio fără să tușesc, pentru că mă gâdile foarte tare în gât. Așa, pentru această împletitură olandeză, vom lua o secțiune de păr exact de la ceafă, vom împărți în trei părți egale și vom lua părțile laterale stânga-dreapta, le vom pune repetat sub partea din mijloc, aducându-le pe fiecare pe rând în mijloc. Toată treaba se va face pe sub secțiunea care este întotdeauna în mijloc. Dacă o faceți pe deasupra, aceea este o împletitură franțuzească, nu este olandeză. După ce am împletiturat-o, începem să incorporăm secțiuni de păr din partea dreaptă la secțiunea din dreapta și le aducem împreună în mijloc, pe dedesubt. Și din partea stângă, la fel, incorporăm o secțiune și o adăugăm la secțiunea care este acum în stânga. După care vom aduce cu totul iarăși în mijloc pe dedesubt. Eu cred că va fi mult mai ușor dacă înainte să adăugați această secțiune, să o aduceți pe jos, pe dedesubt, să o aduceți în mijloc, incorporați întâi secțiunea de păr la secțiunea din stânga sau respectiv dreapta și abia după aceea să le aduceți în mijloc. Este mult mai ușor așa. Este practic o împletitură spic românească, însă pe spate și executată de la ceafă. Vom merge cu această împletitură până aproape de creștetul capului, după care ne vom opri și vom prinde doar această secțiune de păr împletită, o vom prinde cu un elastic. După ce am terminat de împletit, vom trage puțin de părțile laterale ale acestei împletituri pentru a-i conferi niște volum. Așa trebuie să arate împletitura noastră. Următorul pas va fi să alegem o secțiune de păr din partea din față, în formă de V, să-i spunem, pe care o vom lăsa deoparte și vom prinde restul părului, inclusiv
coada care a rezultat de la împletitura olandeză, vom prinde tot părul într-o coadă de cal înaltă, chiar în creștetul capului. După ce vom prinde tot părul cu un elastic, vom face din această coadă de cal un banal și simplu coc, pe care voi de obicei îl faceți probabil când sunteți în casă și vreți să vă prindeți părul sus. Noi vom folosi această metodă pentru a face o coafură excelentă pentru o ocazie, tocmai datorită faptului că am adăugat această împletitură olandeză și o să vedeți un mic artificiu în partea din față. Luați pur și simplu coada de cal, începeți să o răsuciți în jurul ei și în jurul elasticului, după care asigurați totul cu 2-3 agrafe. Nu vă îngrijorați dacă pe aici, pe acolo mai este câte un fir mai rebel, este un coc fără un finish perfect și deci este în regulă. Folosiți câte agrafe considerați, eu am folosit doar 2 agrafe. Pentru partea din față, secțiunea din față pe care tocmai am desprins-o, a fost ceva ad hoc pe care eu l-am realizat. Am vrut să fac cu totul altceva și nu am filmat momentul în care am prins cu agrafe, însă veți vedea care este mișcarea. Și doar asigurați cu agrafe, apoi finisați cu fixativ tot acest aranjament și o să vedeți că rezistă foarte bine. Sper să vă placă, mai ales sper să vă placă noua mea culoare de păr, un fel de cappuccino cu ciocolată, cappuccino în parte de sus și ciocolată mai pe la ceafă. Lăsați-mi un comentariu și spuneți-mi dacă v-a plăcut coafura sau culoarea mea de păr. Și până data viitoare, v-am pupat!